Radio România Internațional. Cultura română acasă și în lume. Bun găsit la Cultura română acasă și în lume. Vă spun Corina Sabău și Doru Popescu. Teatrul pentru pisici și tineret din Sibiu se menține deosebit de activ și în această perioadă în care ne este dor de sălile de spectacol și ne propune o serie de activități recreative și educative pentru copii, dar nu numai. Despre atelierele organizate online la Teatrul pentru copii și tineret Gong vom vorbi astăzi cu Adrian Tibu, directorul instituției. Și tot astăzi la Cultura română acasă și în lume ascultăm și un fragment din conferința scriitoare Ioana Burbu Librăriile, pe unde și până unde, din istoria romantică a cărților. Conferința a fost susținută în cadrul festivalului Despre lumea în care trăim,